Bun găsit! Medicul Tiberius Brădățan este candidatul PSD Suceava la alegerile europarlamentare ce vor avea loc pe 25 mai. Brădățan se află pe locul 23 în lista USD pentru europarlamentare. Domnul dr. Brădățan este o persoană calificată din punct de vedere profesional, dar și politic, pentru a ocupa acest loc pe lista electorală a Alianței PSD-UNPR-PC, listă care a fost depusă ieri la nivel național și cred că este prima listă importantă de partide pentru aceste alegeri. Sigur că va fi o competiție importantă, o competiție prin care zona de stânga, pe care o reprezentăm împreună, va încerca să aducă un nou șef al Comisiei Europene după alegerile parlamentare europene. La acest moment, din toate sondajele de opinie care sunt prezentate public, reiese faptul că zona de stânga va câștiga alegerile parlamentare la nivel european, inclusiv în România, ceea ce ne face să credem că vom avea posibilitatea să dăm la nivel european o guvernare peste cele 28 de state, condusă de un șef de comisie de stânga în persoana domnului Martin Schulz. Doctorul Sucevean a fost candidatul USL la un post de senator la alegerile parlamentare din 2012, când a adus socialdemocraților un scor destul de bun. Face mare onoare prezența pe această listă pentru candidații în Parlamentul European. Am acceptat cu mare drag să vin alături de ceilalți colegi, într-o campanie care se anunță dificilă, o campanie importantă pentru România și pentru Uniunea Europeană. De ce consider acest lucru? Pentru că s-a văzut că o Europa care este condusă de dreapta nu este o Europa care este capabilă să iasă până la capăt din criză. Este nevoie de o viziune de stânga, este nevoie ca în Parlamentul European să avem în momentul de față o majoritate de stânga, o majoritate socialistă. Socialdemocratul sucevean Cătălin Echifor a declarat că, așa cum arată sondajele, Suceava nu va avea niciun europarlamentar. Suceava, la cum se arată lucrurile, nu va avea europarlamentar, indiferent de poziția pe care o ocupă fiecare candidat pe listă. Însă poziția pe care o avem la lista PSD, locul 23, este un loc important, un loc de susținere, un loc de suport. Și vreau și eu să-i mulțumesc domnului doctor pentru faptul că demonstrează, împreună cu echipa PSD, o capacitate importantă de a promova oameni care sunt mai proaspeți în politică. Domnul doctor s-a alăturat zonei de stânga în urmă cu puțină vreme, câțiva ani. Un om care a dus o campanie electorală și la locale, dar și la parlamentare și care poate să vină cu altceva în politica suceveană.